Teatru radiofonic. Relevanța Crăciunului. Ana, dragă, Crăciun fericit! A, unchiule, scuze, nu te-am văzut. Ce mai faci? Cum mai ești? Bine, știi tu, ca bătrâni. Dar tu ce mai faci? Cred că bine, sau cel puțin o să fiu bine când o să dispară toate chestiile astea legate de Crăciun. Să dispară? Vorbești de parcă Crăciunul te-ar încurca. Și? În acest moment al vieții mele, Crăciunul chiar mă încurcă. Abia aștept să se termine. O, Doamne! Asta nu e un mod plăcut de a te raporta la Crăciun. Crăciunul este o sărbătoare. Nu e ceva înfiorător. Așa ar trebui să fie. Într-o lume perfectă, poate. Dar dacă nu ai observat încă, noi nu trăim într-o lume perfectă. Da, ca fapt divers chiar am observat asta. Dar tot nu văd Crăciunul ca fiind motivul pentru care lumea aceasta în care trăim nu e perfectă. Uite, unchiule, eu trebuie să plec. Am de învățat pentru sesiunea din februarie, sunt și obosită, am stat toată noaptea. Abia dacă am reușit să dorm 2 ore. O, Ana, asta nu e bine. Alergătura aceasta nu o să te ducă într-un loc bun. Ba mai mult, extenuarea nu te ajută să te gândești limpede. Uite, poți sta aici puțin cu mine. Să ne uităm împreună la programul pregătit de tinerii aceștia, aici în Făișor. Am văzut pe afiș că o să fie un concert de colinde și o scenetă. Scenetă? Mai face cineva scenete? Oricum n-am timp. În plus, mă tem că dacă mă așez, chiar o să adorm. Poate că e cel mai bun lucru care ar trebui să ți se întâmple acum. Dar totuși, insist. Stai câteva minute, te rog. Of, bine. Hai că stau un minut. Să mă trezești dacă adorm. Bine. Îmi asum toată responsabilitatea. Orice s-ar întâmpla. Uite, se pregătesc cei din cor. Hai, stai jos și bucură-te. Până la urmă, e sezonul bucuriei. Aude clar în depărtări, sunt ale cerului cântări, care ne spun că s-a născut acel ce n-are început. Din înaltră sună: ce frumos răsună, înger mic cum cântă, glorie lui și pace-n dar. Din înalt răsună: ce frumos răsună, eu fruntea mi-am plecat. E lumea plină de păcat. Nu e nici pace, nu-i nici cânt, nu-i bucurie pe pământ. Din înalt răsună: ce frumos
Să știi, El a făcut din noapte zi un cântec pentru cel salvat. Au pace cei ce l-au aflat. Din înaltă sună, ce frumos răsună, înger mic cum cântă, glorie lui și pace. Ce frumos! Extraordinar! Nu-i așa, Ana? Da, așa cred. Nu ți-a plăcut? Eu cred că au fost chiar foarte buni. E corul zorilor. Chiar îmi pare rău că ai renunțat la corana. Să știi că ne lipsește vocea ta puternică. Și vrei să-mi zici când aș mai fi avut timp și de cor? Îți aduc aminte că merg și la facultate și am și două locuri de muncă. Poate faci prea multe. Nu te-am mai văzut nici duminica la biserică de câteva luni. Și sunt convins că nu lucrezi și duminica. Da. Uite ce, unchiule, chiar nu am timp. Și pe lângă asta, chiar nu văd nicio relevanță în mersul la biserică, mai ales în ziua de azi. Înțeleg că biserica e foarte importantă pentru tine, așa a fost întotdeauna. Și, na, e bine că e așa. Dar pentru mine... Pentru mine e degeaba, e chiar irelevantă. Irelevantă? Hai, serios. Da, îmi pare rău, dar chiar așa e. La fel cum a fost și colinda aceasta. Colinda aceasta? Mie chiar mi-a plăcut. A fost foarte frumoasă. Frumoasă, poate, dar relevantă, deloc. Din înalt răsună, înger mic cum cântă. Serios, unchiule. Când a auzit ultima dată cineva înger cântând? Păi, sincer să fiu, eu chiar i-am auzit. Auzi? Și pacea-n dar, pe bune? Hai fi serios, unchiule. În lumea de astăzi, când peste tot vedem doar atentate și războaie, vine cineva și îmi spune că îmi dă pacea-n dar? Hai, mersi frumos. Rămân datoare, știi ceva? Până la urma urmei, pacea există doar în mințile oamenilor care nu vor să vadă realitatea. Posibil. Dar asta și din cauza celor care refuză să se bazeze pe propria lor pace. Da. Bine, știu ce urmează să-mi spui acum. Pacea vine de la Domnul, bla bla bla. Vorbim doar să ne auzim. Clișeele acestea de Crăciun chiar nu mă mai impresionează. Sunt de acord cu tine.
clișele de Crăciun nu țin și nici n-au ținut vreodată. Dar adevăratul spirit al Crăciunului este viu de peste 2000 de ani și o să fie în veci. Mă bucur că tu crezi asta, dar nu te aștepta ca și eu să cred la fel. Din punctul meu de vedere, în lumea de astăzi, creștinismul, Hristosul sau Dumnezeu Tatăl chiar nu au nicio relevanță. Sunt zero barat, unchiule. Dacă și eu aș crede ca tine, atunci nici eu n-aș avea vreo speranță. Totuși, te înțeleg când zici că pentru lumea de astăzi Crăciunul nu mai are însemnătate. Din păcate. Uite, unchiule, înțeleg cât de importantă e credința pentru tine. Sunt sigură că niciodată nu te-ai îndoit de puterea Domnului și mă bucur pentru tine. Dar în ziua de azi, întreaga societate a depășit aceste mituri. Aceste mituri? Vorbești de parcă generația ta e prima care își pune întrebări. Prima care are îndoieli, care învață, care descoperă sau prima care se dezvoltă. Și eu sunt o excepție, un ipocrit. Dă-mi voie să-ți spun că timp de peste 2000 de ani, minți sclipitoare ale acestei lumi și-au pus întrebări, au studiat și chiar au probat existența lui Dumnezeu. Și, apropo, până și eu am avut un moment în viață în care nu numai că am crezut că Dumnezeu e irelevant, ba mai mult, am crezut că El nu există. Ai crezut tu că Dumnezeu nu există? Asta chiar nu pot să o cred. Ba să crezi, Ana. Trebuie să înțelegi că fiecare om a avut uneori momente de îndoială. Unii, la fel ca tine, preferă să nu se străduiască, ci doar să pună placa aceea clasică și răsuflată cu Dumnezeu nu există. Uite ce e, unchiule. Eu am dreptul să... Ai dreptul să faci un pic de liniște. Pentru că începe sceneta. Ce cauți? Fericirea. Păi uite, eu știu unde găsești fericirea. Da? Te rog, spune-mi, unde? Unde pot găsi fericirea? Trebuie să știu asta chiar acum. Stai, nu te grăbi. În primul rând ai nevoie de câteva lucruri. Dacă dorești să faci ceva cu viața ta, trebuie să fii faimoasă. Da, și trebuie să fii bogată. Și până la urmă, unde vei ajunge fără putere? Trebuie să fii foarte puternică. Și nu uita, trebuie să fii deșteaptă și vicleană. Da, faimă, bogăție, putere și înțelepciune. Le vreau pe toate, acum. Stai, e mai mult de atât. Pentru a obține aceste lucruri, trebuie să obții diplome la cele mai prestigioase universități din lume. Și nu uita banii. Da, ai nevoie de mulți, foarte mulți bani. Bineînțeles, tu trebuie să muncești din greu pentru toate astea. Și să nu uiți niciodată că tu, doar tu singură, poți obține tot ce îți dorești. Nu permite nimănui să-ți spună că fericirea vine din altă parte, în afară de propria-ți persoană. Tu singură poți adăuga fericire vieții tale. Tu singură îți poți controla destinul. Trebuie să crezi că orice ți-ai putea dori în viață îți este la îndemână și să știi că doar tu poți obține acel lucru. Da, le vreau. Trebuie să am aceste lucruri. Fără ele nu voi fi niciodată fericită și trebuie să am parte de fericire. Așadar, spune-mi, ce trebuie să faci? O să merg la cele mai bune școli, o să obțin cele mai înalte calificări. O să am nevoie de o grămadă de bani pentru asta. Nimic nu mă va opri. Acestea trebuie să-mi aparțină. Foarte, foarte bine. Acum spune-mi, de ce ai nevoie de toate aceste lucruri? Am nevoie de ele pentru a avea parte de faimă și de putere, încât să fiu cineva. Și într-adevăr vei fi cineva. E dreptul tău. Și, draga mea, dețin ceva foarte important, care te ajută pas cu pas. Acest lanț îți va asigura succesul.
Ei bine, acum ține-te strâns de el și niciodată, dar niciodată nu-i da drumul. Trebuie să continui să crezi în tine, pentru că e nevoie doar de propria-ți persoană și de acest lanț pentru a avea parte de succes, pentru totdeauna. Ce îți voi spune acum va reprezenta crezul vieții tale. Repetă după mine. Banii sunt tot ceea ce contează în viață. Banii sunt tot ceea ce contează în viață. Faima e tot ceea ce contează în viață. Faima e tot ce contează în viață. Puterea e tot ce contează în viață. Puterea e tot ce contează în viață. Statutul e tot ce contează în viață. Statutul e tot ce contează în viață. Reprezint tot ce contează în viață. Reprezint tot ce contează în viață. Nimeni și nimic nu contează în această viață. Nimeni și nimic nu contează în această viață. Voi triumfa asupra tuturor acestor lucruri, întrucât sunt măreață. Voi triumfa asupra tuturor acestor lucruri, întrucât sunt măreață. Ține minte, acest crez e tot ceea ce contează în viața ta, crezi? Cred. Acum mă voi înfășura cu acest lanț care îmi va aduce faimă, putere, frumusețe, inteligență, fericire și toate celelalte. Sunt așa de obosită și sunt speriată. Nu sunt fericită. Poate n-am făcut destul, n-am muncit suficient, n-am realizat destule. O să încerc să mă ridic și să mă pun din nou pe picioare. Oh, nu pot să mă ridic. Sunt așa de obosită, sunt epuizată. Nu așa trebuia să se întâmple. Am vrut să fiu fericită, am vrut să am parte de succes. De ce sunt obosită? De ce sunt tristă? De ce mă simt mizerabil? Am vrut doar să fiu liberă. De ce ești așa de obosită? Pentru că mă strădui din răsputeri să devin ceea ce trebuie să fiu. Trebuie să fiu cineva. Trebuie să fiu bogată. Trebuie să fiu faimoasă. Trebuie să fiu o femeie puternică. Și cu toate acestea, sunt doar obosită. Mă simt mizerabil și goală. Ai obținut toate acele lucruri pe care ți le-ai dorit? Bogăție, putere, însemnătate? Da, le-am obținut, dar acum nu mai vreau nimic din toate acestea. Vreau doar să fiu fericită. Fericirea nu se cumpără cu bani și nu vine odată cu puterea. Dar atunci, cum poți obține fericirea? Primul pas este să te eliberezi de acest lanț. Dă-mi-l mie. Nu. Nu pot face acest lucru. Am nevoie de lanț pentru a fi faimoasă, bogată și puternică. Fără acest lanț, voi deveni un nimeni. Îmi pare rău, dar nu te pot ajuta înainte ca tu să renunți la acest lanț care îți înfășoară viața. Ce faci aici? Această femeie e perspectiva vieții oferite de tine. Vrea ceea ce numai eu pot oferi. E a mea, îmi aparține. Trebuie să decidă ea cui să aparțină. Fii serios, uită ce e femeie, crede doar în tine. Doar de tine depinde să reușești. Banii sunt tot ceea ce contează în viață. Faima e tot ce contează în viață. Puterea e tot ce contează în viață. Statutul e tot ce contează în viață. Reprezint tot ce contează în viață. Nimeni și nimic nu contează în această viață. Voi triumfa asupra tuturor acestor lucruri, întrucât sunt o ființă măreață. Pentru a fi fericită, există o singură cale. Iar aceasta înseamnă să te eliberezi de toate acestea și să mă urmezi. Dar cum aș putea să renunț la tot ce am realizat până acum în viață? Am muncit din greu pentru a fi ceea ce sunt astăzi.
Așa e, ai lucrat din greu. Dar până la urmă, unde ești tu astăzi? Nu l-asculta, îți va lua toate lucrurile pentru care ai muncit. Înapoi a mea, Satano, las-o în pace. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Odihnă? Chiar am nevoie de odihnă. Vreau să mă îndepărtez de toată această luptă. Vreau să fiu din nou liberă. Ia-mă de mâini. De care mână? Trebuie să mă iei de amândouă mâinile. Nu, nu pot face acest lucru. Trebuie să țin strâns acest lanț. Știi ceva? Îți dau o mână, iar cu cealaltă mână o să țin lanțul. Nu. Pentru a veni cu mine, trebuie să mă prinzi de ambele mâini. Nu pot. Cu adevărat, chiar nu pot. Ascultă, dar ce-ar fi dacă aș... Ambele mâini și toată atenția ta, nu este altă cale. Dar nu pot. În regulă, mă predau. Ai câștigat. Așează-ți mâinile în palmele mele. Te rog, Doamne, sper că acum am ales bine. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Domnul să-i binecuvinteze pe acești tineri. Mi s-au părut de-a dreptul impresionanți. Hai, unchiule, dă-i pace. Mai urmează să spui că ai fost evangelizat de o gașcă de tineri îmbrăcați ciudat și care pe lângă se și prosteau pe scenă. Păi chiar spun asta. Mesajul lor chiar a ajuns la inima mea. Și nu doar la mea, ci a tuturor celor care și-au deschis inima pentru a primi mesajul. Tu ce zici, Ana? E clar că inima ta nu a fost atinsă de acest mesaj, nu? Tu ești prea bună, mult superioară. Uite ce e, unchiule. Nu vreau să mă cert cu tine. Tu ai dreptul la o opinie, eu alta. Dar hai să fim serioși. Nici mesajul și nici modul cum a fost el transmis nu mai e relevant în zilele noastre. Cine poartă după el un lanț? Să te cerți cu mine? Am și eu dreptul la opinie? A fost irelevant? Uite ce e. Știi că țin la tine. Dar dacă te străduiești puțin mai mult, o să ajungi o persoană neagreabilă. Și, apropo, ție chiar îți place cuvântul irelevant, nu-i așa? Ai vreo idee unde își are originea acest cuvânt? Uite, se întâmplă că eu știu. Provine dintr-un vechi cuvânt latin care înseamnă ridică-te. Iar acum te întreb, ce ridici tu? Tot ce faci este să dărâm creștinismul fără să aduci propria ta soluție în schimb. E prea ușor să arunci cu noroi în stânga și în dreapta, dar nu rezolv nimic cu asta. Mă așteptam la mai mult, mai ales de la o fată care are studiile tale. Dar până la urmă asta e. Chiar nu este nicio soluție, nicio speranță, unchiule. Uite, vezi? Aici greșești tu. Iisus Hristos e soluția. El e speranța. Nu pot să-mi dau seama cum ai ajuns să-L pierzi. Dar îți spun sigur că El e încă aici și te așteaptă, plin de răbdare. Dacă mă așteaptă de peste 2 milenii, mă mai poate aștepta câțiva ani, până, știi tu, îmi trăiesc și eu viața. Să știi că El are tot timpul din lume. Dar hai să spun ceva.
Eu cred în Dumnezeu. Și dacă să presupunem prin absurd, El nu ar exista, eu n-am pierdut nimic. Dar dacă tu nu crezi în Dumnezeu și totuși El există, ai pierdut totul. Pentru binele tău, îmi doresc enorm ca tu să găsești adevărata semnificație a Crăciunului. Sărbători binecuvântate! Ați ascultat piesa de teatru Relevanța Crăciunului. Au interpretat unchiul Filip Ile, Ana Aluna German, femeia Carmen Mureșan, Isus Lucian Dincă, diavolul Ovidiu Tebu,